Vă salut, dragi prieteni, bine v-am regăsit la un nou videoclip. În acest episod vreau să discutăm despre o lucrare importantă care se poate realiza toamna, înainte ca înghețul să apară. Mai exact, este vorba despre săpatul pomilor. Săpatul pomilor are loc, cum am spus, înainte de apariția iernii, de a înghețului. Ajută în combaterea dăunătorilor și ajută la absorpția mai bună a îngrășămintelor care se aplică toamna. Săpatul pomilor, aratul sau frezatul solului, are rolul său. Se face la o adâncime de maxim 10 cm. Nu se face mai adânc, deoarece nu vrem să rănim rădăcinile pomului. Și mai are rolul de a combate un dăunător, mai exact cotarul brun. Acesta își depune ouăle în toamnă, iar prin săpat împiedicăm ca acest dăunător să își ducă ouăle în pom. Totodată, săpatul pomilor mai are rolul și de a distruge galeriile rozătoarelor în caz că avem în grădină sau în livezi, în special în livezi. Aceste rozătoare își fac galerii. Săpatul pomilor ajută pomii să absoarbe mult mai ușor apa din precipitații sau irigare. Săpatul pomului are loc în jurul lui, cât are diametru atât și săpăm jos, la o adâncime de maxim 10 cm, cum am spus. Atenție, maxim 10 cm, nu mai mult, să nu distrugem rădăcinile. Eu să continui să sap pomii, fiind o vreme foarte plăcută acum în noiembrie, la începutul lunii noiembrie. Sper că aceste informații să vă fie de folos. Dacă sunteți nou pe acest canal și vă place ceea ce postez, nu uitați să vă abonați. Vă ajută foarte mult un like, un coment, o distribuire, dacă doriți. Și un dislike, nu e nicio problemă. Am văzut că sunt câteva persoane care nu le place nimic din ceea ce postez, nu este nicio problemă. Până data viitoare, vă doresc o zi cât mai plăcută. La revedere!